Securitatea cibernetică a Republicii Moldova va fi asigurată de două noi instituții. Acestea au fost prezentate astăzi în cadrul primului forum pe securitate cibernetică, care a reunit la Chișinău cei mai buni experți în domeniu din țară și peste hotare. La eveniment participă și Nadia Mihuță, care ne oferă detalii. Nadia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Unul dintre cele mai mari forumuri dedicate securității cibernetice a Republicii Moldova se desfășoară chiar în aceste momente la Chișinău, iar cu această ocazie au fost lansate două instituții importante pentru securitatea Republicii Moldova. Este vorba despre Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovații în Cibernetică, CyberCore. Aceste două instituții au un rol esențial și vor avea un rol esențial în prevenirea atacurilor cibernetice. Dacă vorbim despre Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică, vreau să menționez că aceasta este prima în acest domeniu în Republica Moldova și va avea rolul de a monitoriza, dar și de a proteja infrastructura statului de amenințările și atacurile cibernetice, dar și de a asigura un nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor de informație a instituțiilor publice și private. Dacă vorbim despre Institutul Național de Inovații în Cibernetică, CyberCore. Țin să menționez că acesta este în gestiunea Universității Tehnice a Moldovei și în cadrul instituției vor fi instruiți studenții în domeniu, dar vor fi organizate și simulări de atacuri cibernetice. Țin să menționez că la acest eveniment participă specialiști în domeniul atât din Republica Moldova cât și din străinătate, miniștri, ambasadori, precum și parteneri de dezvoltare care pe parcursul acestei zile vor lua parte la mai multe sesiuni, unde vor fi discutate problemele de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Devine o urgență crearea acestei agenții, pentru că, în primul rând, este o bună practică la nivel european și la nivel global. Trebuie să avem o entitate care este responsabilă de securitatea cibernetică la nivel național, pentru că la acest moment nu avem o asemenea entitate, iar odată cu digitalizarea serviciilor și cu prezența cât mai mare în mediul online, automat trebuie să ne îngrijim și să ne protejăm și infrastructura pe care o exploatăm. Ne vom axa și pe pregătirea sau oferire de programe educaționale și cursuri a profesioniștilor din domeniu ca să-și actualizeze cunoștințele. Vom lucra de asemenea cu autoritățile publice și locale să instruim funcționarii în ceea ce privește igiena cibernetică. Și o altă activitate foarte importantă este dezvoltarea capacităților practice de a contracara provocările din domeniul cyber security.